miroase foarte tare a surf. Sunt și niște depunere aici de alge sulfuroase, cel mai probabil. Și înăuntru mult mai multe. Plin de puieți, de broască. Mă interesează să găsesc un triton anume. Aici un fel de vestiar. Dressing. Oare ce a fost aici? Am revenit din nou pe aceste meleaguri arghitene, covăsnene. Sunt un pic dezamăgit, să vă spun din start, cu pescuitul. Poate ați văzut noaptea aceea și ziua foarte slabă, foarte slabă. Apoi am mai fost de două ori, tot la Dunăre, și nu am mai tras aproape deloc, deloc, nimic, nimic n-am luat. Crește apa foarte brusc, lucruri de genul ăsta care îmi depășesc mie imaginația. Aici, cu pescuitul, m-am cam lămurit. Nu mi-au mai rămas opțiuni. Se apropie frigul, seara sunt 0 grade. Deja în aer este miros de iarnă. M-am hotărât pentru o ultimă dată să mă mai duc la Frumoasa chiar mâine, de dimineață, cu o ultimă speranță. Dar îmi doresc și foarte tare să prind foarte, foarte tare, deoarece o să-mi facă o mămăligă, o maică de aici, de la o mănăstire. Și aș vrea neapărat să-i duc câțiva pești. Plătică tradițională, Brahmis, Brahma, orice, numai să-i duc câțiva peștișori. Pentru că sunt foarte, foarte, foarte gustoși. Lăsând asta la o parte, astăzi va fi un episod special. O să încep prima pregătire pentru Wild Camping Bushcraft. Nu atât că mi-am cumpărat această funie, dar am primit cadou și această carte. Sincer, nu prea mai aveam eu la inimă pe Bear Grylls după câteva lucruri pe care le-am aflat. Însă, primind această carte cadou și citind-o, nu știu, mi-a intrat din nou la inimă. Este foarte, foarte bine scrisă. De bază foarte, foarte bune și interesante, care ar trebui știute de oricine vrea să se apuce de wild camping și bushcraft. Deci eu până acum nu luam în calcul că trebuie să-mi cumpăr
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru așa ceva. Nu mă gândeam că este important, mă gândeam că merg așa, pur și simplu, cu niște blugi și așa mai departe. Mi-am propus, dacă rămâne timp și nu se întunecă foarte tare, să fac niște noduri din această carte. Mi-am propus să încep cu niște noduri și într-un episod viitor m-am gândit să îmi construiesc un adăpost. Un adăpost sau două naturale. Dar mai întâi o să încep cu noduri. Sunt foarte, foarte multe, adică foarte multe, sunt foarte utile câteva noduri de bază pe care trebuie să le știu și să le stăpânesc neapărat și să le fac chiar și cu ochii închiși. Însă, nu v-am adus aici nici pentru a mă plânge că nu a mers bine cu pescuitul, nici pentru a mă lăuda cu funia sau a încerca să fac niște noduri, ci pentru a ține prima lecție de ecologie. Dacă ați lipsit de la școală sau pur și simplu vă e dor de dânsa, o să recuperăm acum puțin. Nu știu dacă v-a plăcut biologia când erați mici, nici mie, însă pe parcurs am început să o îndrăgesc. Bun, ca să nu o mai lungim, este un curs scurt. Începutul l-am făcut în episodul acela, dacă țineți minte, pe Dunărea Veche, cu definiția ecologiei și a sistemului. Pe scurt, ecologia este știința care se ocupă cu studiul mediului înconjurător. Asta cred că știe toată lumea. A cunoaște mediul, natura, nu este o chestiune de memorare a speciilor, deci nu vă speriați că va trebui să învățați Abramis Brahma și Drosophila melanogaster și așa mai departe. Nu asta este esențial. A cunoaște mediul este a înțelege cum funcționează acesta. Atât de simplu. Ecologia este o știință a relațiilor, iar ecosistemul, sistemul de case, v-am aburit data trecută cu teoria sistemului, este o unitate compusă din relații. Aceste relații au scopul principal ca unitatea, întregul, să funcționeze. Sistemul, ecosistemul sau organismul în sine. De aici tragem concluzia că legea primordială a vieții este funcționarea. Sau armonizarea, cum îmi place mie să o denumesc. Deci lucrurile trebuie să meargă, să meargă înainte. De-a lungul veacurilor, oamenii pasionați de ecologie, care în fond este știința vieții, arta de a trăi, au descoperit anumite legi sau reguli care fac ca un sistem ecologic să funcționeze. Asta ne interesează pe noi, să citim, să luăm la cunoștință regulile care guvernează materia și viața. S-au descoperit foarte, foarte, foarte multe legi. Este esențial de știut faptul că oamenii pasionați au recunoscut că sunt mult mai multe legi decât au descoperit dânsii sau vor descoperi vreodată urmașilor. Și ăsta e un lucru demn de consemnat în cursul nostru. Bun. Cu toate acestea, ei s-au luat la întrecere să descopere cât mai multe dintre aceste legi, dar mai ales pe cele mai importante. Legile esențiale care stau la baza sutelor de mii de legi algoritmice care guvernează materia. O să mai repet acest cuvânt, algoritmic este un cuvânt care cumva ușurează înțelegerea și astăzi cursul este despre legile termodinamice ale ecologiei după Gheorghe Stan, profesorul meu de la facultate. Am scris, lucrez momentan la un eseu științific despre viață și materie și ecologie pentru toată lumea, adică nu este foarte pretențios și foarte academic. Se va numi cel mai probabil curs de dinamica materiei aplicată la om. Pentru că în fond despre materie este vorba. Eu caut să studiez materia prin prisma a ceea ce știe ea cel mai bine să facă, să se miște. De aceea se cheamă dinamica materiei, pentru că când spun materie, spun mișcare.
materia nu stă. Ați fi surprins, dar ea chiar nu stă. Deși noi ne uităm în jur și totul este static, cum este această frumoasă pădure, nimic nu stă. Dar de ce se mișcă materia? Asta e stringent, asta ne râmă pe noi, asta ne roade. Să aflăm de ce. Pentru că o știință sau orice informație care spune cum și ce fel și așa mai departe, nu prea satisface. Întrebarea noastră, ceea ce nu ne lasă să dormim noaptea, este de ce. În mod normal, răspunsul e destul de logic și rudimentar. Materia se mișcă ca să se armonizeze. Dar înainte de asta, se mișcă pentru a produce energie. Așa a apărut termodinamica generală. Noi nu o să vorbim despre termodinamica generală, ci o să vorbim despre termodinamica aplicată la mediu. Nu știu cine a inventat-o, dar e foarte bună. Termodinamica generală a fost cumva, bazele au fost puse de Lord Kelvin, probabil și el munca și a făcut-o pe spinare a mulți oameni morți, după cum vom vedea, și în continuare eu și alții ne facem treaba pe spinarea altora și tot așa. Caramura fizicii, s-a mai numit teoria căldurii, după Rudolf Clausius, și așa mai departe. Studiul fenomenelor în care are loc un transfer de energie sub formă de căldură și lucru mecanic. Cam asta e definiția pe care am mai găsit-o și în Dex. Repet, studiul fenomenelor în care are loc un transfer de energie sub formă de căldură și lucru mecanic. Dar lucru mecanic, ca să se producă, consumă energie. Cum vine asta? E aici o chichiță. Eu, ca să mă mișc, consum energie. Iar dacă mă mișc, produc energie. E cam ciudățel. Dar nu vă pierdeți cu firea, o să deslușim în curând tainele termodinamicii și ale ecologiei. În text, mai precis, am găsit definiția transformarea căldurii în lucru mecanic și invers. Deci e un ping-pong la mijloc. Că a luat naștere pentru a face motoarele cu aburi mai de calitate. După cum știm cu toți, energia o luăm din alimente, noi și organismele animale, adică băgăm chestii în noi. Cam asta e filozofia. Ceea ce nu știm cu toți este că ardeiul gras, ceapa verde, sarmaua, shaorma și biscuiții este și a mișcare, nici ea nu stă, deși nu prea ne fuge copanul din farfurie. Dacă ne uităm cu o lupă mai bună, o să observăm că pur și simplu se mișcă. Din nou, după ce ne giftuim, nu prea putem muta munții, din câte am observat. Asta e o altă problemă. Mai degrabă ne-am tolăni undeva la umbră. O să ne focusăm pe cele patru legi ale termodinamicii aplicate la mediu, după Stan și alții. Legea numărul 1. Orice lucru este legat de alt lucru. Ce frumos! Aici trebuie să ne întoarcem la sistem. Într-o altă lecție vom vorbi despre subordonarea sistemelor. Nu e foarte complicat, veți vedea, eu am numărat vreo 24 de sisteme, am luat cam cât au spus și cei mai de demult, și cei de astăzi, și cei de la mijloc, și am găsit cam vreo 24, plus minus cele două adăugate de mine sau alți poeți. Eu am spus că între tot și nimic, între nimic și tot, există 22 de sisteme. Pentru că și totul și nimicul există, să fim serioși. Nimicul nu se mișcă, dar ar vrea să se miște. Cam asta e, cam așa a apărut mecanica cuantică. Nu se mișcă el, dar ceva alți gândire. Tocmai s-a mișcat ceva în boscheț, că tot vorbim de mișcare. Bun.
Să dăm câteva exemple, poate mulți nu știu ce, care sunt sistemele astea despre care vorbesc. E fiecare sistem subordonat sau supraordonat, la noi unitatea structurală, morfo-funcțională este celula, apoi se formează, mai multe celule formează un țesut, mai multe țesuturi formează un organ și mai multe organe formează sisteme, aparate de organe. Și acestea formează la rândul lor un organism. Legea 1 spune că toate celulele sunt legate între ele și comunică, relaționează pentru ca întregul țesutul să funcționeze, adică să existe. Pe urmă, toate țesuturile trebuie să se împace bine pentru ca organul să existe. Nu sunt puse pur și simplu una peste alta și treaba merge, nu. Organele, din nou, trebuie să se împrietenească ca să alcătuiască un sistem nervos, imunitar, digestiv și așa mai departe. Și la rândul lor, după cum Lesne este de intuit, toate sistemele trebuie să fie buni vecini ca să putem să ne ținem pe picioare și să lăsăm femeile mai în față la coadă sau bătrânii pe scaun sau să nu batem copiii prea tare. Mai târziu vom vedea că și animalele, deși majoritatea se mănâncă de vii unul pe celălalt, se află într-o armonie impecabilă și deși toată această pajiște este consumată cu nesimțire de animale și animăluțe, ele totuși se află într-o armonie. Este fascinantă explicația, probabil cei mai mulți dintre voi o intuiți. Principiul 2 al termodinamicii. Orice lucru trebuie să ducă undeva. Ce frumos! Ce înseamnă asta? Orice tip de interacțiune dintre sisteme, dintre sisteme și subsisteme și suprasisteme și așa mai departe, va avea urmări, repercursiuni. Orice se întâmplă va naște altceva, altă întâmplare. Adică, dacă tot am folosit cuvântul întâmplare, putem să spunem că nimic nu e la întâmplare. Asta o știu toți copiii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este o joacă. Nimic nu se mișcă aiurea. Nu se consumă nicio boabă de energie de dorul lelii. Totul se face cu un scop precis, algoritmic, dezoxiribonucleic, dacă vreți. Orice cauză are un efect. Orice efect are o cauză. Mai mult, orice efect creează o cauză, e un lanț, și orice cauză va crea un efect. Nu se termină. Să spui, a fost cauza, a apărut efectul. Nu. A fost cauza, a apărut efectul, din efect se naște o cauză, din cauză un efect, din efect alte efecte, din cauze alte cauze și așa mai departe. E o abundență exponențială. Sunt un pic pe teritoriul urșilor, nu știu dacă v-am precizat. Și de asta sunt un pic așa nevricos. Dar nu e greu, nu disperați. Îți vă dau un exemplu. Dacă într-un lac se aruncă o știucă în plus, asta ca o întâmplare, ca o cauză, mă duc eu și arunc o știucă în plus, o știucă în lac. Aceasta va mânca câteva sute de cărășei, probabil, într-un anumit timp. Treaba asta nu va distruge ecosistemul, pentru că sistemul e foarte deștept, el are niște mecanisme, are o toleranță foarte mare, are mecanisme de autoreglare și de autoarmonizare. Nu disperăm dacă aruncăm o știucă sau luăm o știucă dintr-un lac. Dar cu toate astea urmări vor exista urmări. Ați văzut că eu mănânc ce prind, practic checenit. Vreau să știți că, deși pare o activitate neecologică, e mult mai ecologic să mănânci din Dunăre decât să-ți iei doradă de la supermarket. Veți vedea asta cu timpul. Ați fi surprinși, dar în general, mult mai bine participați la această rânduială naturală și această armonizare a întregului acestuia frumos dacă vânați și cultivați și mergeți în pădure și mâncați ce găsiți acolo, decât dacă vă duceți la muncă și luați moneda de schimb și o plătiți pentru alimente care nu sunt eco-bio, după cum știți cu toții.
produsele ecobio de fapt sunt hrană curată, ecologică, cea mai sănătoasă pentru organism. O modalitate prin care natura face acest lucru este că informația se stochează la nivelul ADN-ului, iar următorii cărășei care vor apărea s-ar putea să fie un picuț mai vigilenți, mai fâșneți, pentru ca orice știucă în plus care va apărea, va surveni în ecosistem să moară de foame. Asta e doar un exemplu care mi-a venit acum. Și din aceste consecințe se vor crea noi situații. Nu știu ce algă se va înmulți în exces. Dacă nu vor mai exista cărășei să o consume, pe alga aceea se vor aduna populații de gândăcei dăunători sau alte insecte care vor decima alte populații de plantă, hrana principală a unor crustacei sau a altor pești și așa mai departe. Orice lucru duce undeva, la ceva. Niciun ecou al unei întâmplări nu se va opri unde presupunem noi. Asta țineți minte, nu există o finalitate clară. Aici am dat exemple punctuale, segmente de exemple, dar ele au un ecou extraordinar, e o radiație extraordinară. Mulți ecologi au studiat chestiile astea în profunzime, cursul pe care l-am eu de la Gheorghe Stan, are câteva mii de pagini bune. Bun, 3. Natura știe cel mai bine cum trebuie procedat. La asta probabil vă așteptați. Are la bază conceptul că toate sistemele și subsistemele din natură au la bază mecanisme cibernetice, algoritmice, cum îmi place mie să le numesc, deci s-au constituit structuri și funcții precise, clare. Ce înseamnă asta? Dacă omul pleacă, dacă ne depărtăm de lac sau de orice situație de asta ecologică, și lăsăm natura să-și facă treaba, totul se va rezolva de la sine. Deci, cam asta înseamnă natura știe cel mai bine cum trebuie procedat. Ea asta face, rezolvă lucruri. Omul cam invers. Și nu depune niciun efort. Cel mai bun sfat ecologic al minter pentru om ar fi: vezi-ți de treaba ta, nu te băga, nu face nimic, stai cu minte, stai acolo în banca ta și nu fă tu reconstrucție ecologică. Sau fă dacă nu ai altă treabă mai bună de făcut și nu ai pe ce consuma resursele, dar dacă pui la bază un plan, un proiect prin care să ții omul departe o vreme, lucrurile se vor rezolva. Și ca și concluzie la legea 3 a termodinamicii este aceasta: orice problemă care apare în mediu, rațional vorbind, deci, este de factură artificială, deci antropică, cauzată de activitatea ideilor care îi vin omului în cap. Și în final, 4, și preferata mea. Ascultați aici, nu există niciun lucru sau fenomen care să aibă semnificația unui prânz gratis. Aici lucrurile devin un pic apăsătoare. În cadrul interacțiunilor din sisteme, subsisteme, în orice tip de relație, intervine un schimb continuu de substanțe, energie și informație. După lecția despre cele 24 de sisteme vom vorbi despre sistemele cuantice. Eu studiez acum în prezent mecanica cuantică, fizica cuantică. Veți vedea că nu e așa, numele e de ea, dar nu e așa o chestie complicată. O să vedeți că e foarte simplu. Veți vedea atunci că nu numai că orice chestie relaționează cu alte chestii, ci orice chestie, orice componentă este dependentă de celelalte. Deci este o constrângere cumva a materiei să existe în armonie. O să mai jonglăm cu acești termeni pe parcurs. Ceea ce vreau să vă mai spun în încheiere,
Această lege este o lege foarte dură. Este o lege foarte dură. Și o să vă spun și de ce este o lege foarte dură. Este o lege foarte dură pe care omul cu micile lui celule cenușii încă își dă silința să o explice și să-și o asume în fond, să o accepte. Când vor vorbi despre istoria ecologiei, veți auzi acolo povești copioase despre cum au interpretat oamenii semnele ce li s-au arătat. Trebuie să știm că orice substanță primită, energie și informație, într-un final vor fi plătite. Ele nu sunt gratis, nimic nu e gratis, totul se plătește. Și nu numai că se plătește, ci se plătește cu exact suma care trebuie, nici mai mult, nici mai puțin. Și știți care este aceea? El însuși. Nimic mai mult, nimic mai puțin decât valoarea a ceva este el însuși. Interesant? Încă nu ați auzit nimic. Însăși viața aceasta pe care o trăiește pajiștea asta frumoasă sau pinii aceștia frumoși sau urșii care consider eu că sunt undeva în spatele meu, și noi vom plăti viața aceasta cu viața. Adică la un moment dat, pentru faptul că ne-am bucurat de suflu, de clipele astea, de aerul ăsta curat, de liniște, va trebui să plătim cu exact cât costă, cu prețul lor sau ei. Vom plăti viața cu ea însăși. Nimic în plus sau în minus. Asta de fapt am vrut să vă zic. De aceea poate e nevoie de mișcare ca să ne încălzim. Tot în această carte, Bear ne spune că transpirăm ca să ne răcorim și că tremurăm ca să ne încălzim. Deci când începem să tremurăm involuntar, sistemul nervos face asta, se mișcă mușchii, se creează acolo o frecare și ia ca creăm energie termică. De aceea e nevoie de muncă ca să mâncăm, să supraviețuim. E nevoie de inteligență și înțelepciune ca să trăim în armonie cu celelalte sisteme umane, adică oamenii, și cu natura. E nevoie de vigilență, meticulozitate ca să construim și de bogăție lăuntrică ca să creăm. Iubirea e un termen foarte neecologic, care mie personal nu prea îmi place. Nu zic că nu-mi place iubirea, nu-mi place termenul. Dar ca să plătim, să putem să plătim tot ce am primit și să mai fim și recunoscători, e nevoie de câteva noduri bune.